În cadrul proiectului de reabilitare a orașului în centrul civic au fost plantați 10 arbori din specia Magnolia. Special altoiți pentru a rezista condițiilor climaterice din zona noastră, aceștia au fost plantați de o parte și de alta a străzii Ștefan cel Mare spre încântarea tuturor celor care trec prin centrul orașului. Vasluienii sunt încântați de noile achiziții. Sunt frumos, ce să mai... Eu v-am spus că din punct de vedere administrativ al orașului, mie îmi place. Frumos, dar ce să le facem? Dacă sunt parale, trebuie făcuți. Frumos așa, ca aspect. Mi se par frumoși, dar nu știu, vremea, că prin alte părți e mai cald la noi, eu știu. Nu știu dacă vor rezista. Dacă vor rezista, asta e că de frumos e frumos, că am mai văzut și prin alte țări, nu numai aici. Dar nu știu din cauza a vremii. Credeți că a costat mult să fie aduși aici? Eu acum prima dată îi văd. Prima dată îi văd, nu știu cât a costat. Dar dacă sunt bani, se face. Dacă nu, eu sunt mai... Deși încântați, unii sunt sceptici în ceea ce privește adaptabilitatea acestora la condițiile meteo din Vaslui. Eu la Oradea, am adus magnolii, a stat un an, al doilea an a murit. Gata, nu ține, frig. Iar acum s-a înghețat, copacii și-au la mine la țară. Și eu v-au înghețat apă, înghețat. Ei săraci că cu înghețare sau acum poate tânjesc de unii luați. Nu, dar sunt frumos, dar oricum e scump bucata. Frumos, și eu mi-aș dori. Uitați, am luat randafiri și mi-aș lua și o magnolie. Chiar nu m-am uitat la ce preții. Credeți că rezistă? Da, cred că da. Rezistă și iarna, cred că da. Sunt foarte frumos, sunt de admirat. Salariații Goscom supraveghează zilnic arborii de magnolie. În primii ani, aceștia vor fi protejați cu folie împotriva gerului în speranța că pe parcurs se vor aclimatiza, iar centrul orașului va căpăta un plus de frumusețe.